În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioase Părinte Protosinghel Gavril, Preacuvioase Părinte Nectarie, Preacucernice Părinte Director, Preacucernice Părinte Paroh, Preacucernici Părinți, iubiți credincioși și dragii mei, Sfântul Ierarh Nicolae este cel care, într-o bunătate desăvârșită, ocrotește o lume întreagă, fie cea răsăriteană, fie cea apuseană, însă în mod special vă ocrotește pe dumneavoastră, pe cei care faceți parte din această parohie care îi poartă numele și care cu siguranță beneficiază de intervenția lui minunată. Și lucrul evident este această biserică care devine din ce în ce mai frumoasă. Și prin ziduri, și prin podoabe, dar mai ales prin prezența numeroasă a dumneavoastră. Așadar, Sfântul Ierarh Nicolae astăzi s-a împărțit pretutindeni, dar mai aparte s-a împărțit aici în biserica noastră. Și astăzi, la Sfânta Liturghie, i-am simțit adierea blândă și binefăcătoare a acestui mare ierarh al bisericii noastre. Dacă ar fi să-l definim pe Sfântul Ierarh Nicolae, trebuie să parcurgem o parte din troparul care se rostește de sărbătoarea lui sau când ne închinăm la icoana lui, și anume îndreptător credinței și chip blândeților. Deci, îndreptător credinței și chip blândeților sunt, dacă vreți, două definiții ale Sfântului Ierarh Nicolae. De ce îi se spune îndreptător al credinței? Pentru că el trăia o credință dreaptă, ortodoxă. Și el se face pe el însuși îndreptător al credinței. Îndreptător al credinței celuilalt, nu a credinței sale. Pentru că el credea drept, însă a fost necesar la primul sinod ecumenic de la Nicea din 325 ca el să intervină în favoarea credinței noastre. Pentru că apăruseră în biserică oameni care s-au depărtat, au derapat de la credință, chiar preoți, chiar episcopi, care nu credeau în dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu, a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Și el a fost unul dintre cei 318 părinți care au participat la primul sinod ecumenic și a statornicit simbolul de credință pe care noi îl rostim și astăzi în cadrul Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii și prin care noi mărturisim dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, nu? O spunem noi în crez sau în simbolul de credință. De aceea îi spunem noi Sfântul Ierarh Nicolae, îndreptător al credinței. Este foarte important să avem garanția, dragii mei, că noi trăim o credință, nu oricare, o credință mântuitoare, o credință dreaptă, o credință adevărată. Și ca să avem certitudinea că trăim o credință adevărată, dreaptă și mântuitoare, trebuie să privim la Sfântul Ierarh Nicolae, la viața lui, la faptele credinței lui. Și atunci ne dăm seama că suntem pe calea cea bună, pe calea bătătorită. De cine bătătorită? De Sfinții Părinți. De care Sfinți Părinți? Iată unul. Sfântul Părinte Ierarh Nicolae. Așadar, el stă de strajă
în ceea ce privește credința noastră. Nouă ne place să zicem credință strămoșească, pentru că noi am moștenit această credință de la moșii și strămoșii noștri. Și a doua definiție a Sfântului Ierarh Nicolae este cea care vă place dumneavoastră mai mult, poate decât prima, și anume chipul blândeților. Sfântul Ierarh Nicolae este chipul blândeților. Este moșul cel bun, care este atât de așteptat de copiii noștri, și mai mari, și mai mici, dar este așteptat de oricare om care are inimă bună, care dăruiește și care se bucură să primească. Pentru că în Duhul blândeții Sfântului Ierarh Nicolae noi trebuie să săvârșim orice faptă bună. Orice faptă bună, dragii mei, trebuie făcută în chipul blândeților, asemenea Sfântului Ierarh Nicolae. Dacă nu facem așa, fapta noastră nu este bună. Este aproximativă. Și observăm din viața lui că toate faptele lui bune ale Sfântului Ierarh Nicolae au fost făcute din tot sufletul, cu toată dăruirea. El s-a dăruit pe el însuși, nu doar averea sa la săraci. S-a dăruit el pe el însuși lui Dumnezeu, bisericii sale și oamenilor, credincioșilor lui. Și din faptele minunate pe care le avem scrise în viețile sfinților, ne dăm seama de această extraordinar de mare calitate a Sfântului Ierarh Nicolae, și anume chipul blândeților. Un om blând, omul blând, nu poate fi decât bun și foarte bun. Iar Sfântul Ierarh Nicolae, chipul blândeților, era un om bun și foarte bun. Spunem noi, te poți unge cu el la rană. Efectiv, Sfântul Ierarh Nicolae ungea rănile tuturor. Și celor care erau în închisoare, și celor care duceau lipsă de mâncare, și celor care erau împinși spre păcat, i-a întors înapoi la o viață curată, și celor care călătoreau pe mare, absolut tuturor s-a făcut toate cu chipul blândeților sale. Și încă o dată, și revin și insist, dragii mei, orice faptă bună pe care noi o facem, trebuie să o facem asemenea Sfântul Ierarh Nicolae. Cum? Cu blândețe, cu bunătate, cu dăruire. Să simți din tot sufletul că ai dăruit ca cel ce primește, de asemenea, să simtă mai mult decât ce a primit, să simtă inima ta. Pentru că în lumea în care trăim noi astăzi, nu avem nevoi materiale așa de multe cât avem nevoi sufletești. Avem nevoie de atitudinea celuilalt, de inima celuilalt, de înțelegerea lui, de compasiunea lui, de prezența lui. Vedeți, dumneavoastră, Sfântul Ierarh Nicolae se făcea prezent acolo unde era nevoie de el. Ori prezența Sfântului Ierarh Nicolae în viața credincioșilor săi a fost una desăvârșită. Deci, încă o dată, fapta noastră bună trebuie făcută în chipul blândeților Sfântului Ierarh Nicolae. Cu tot sufletul, din toată inima noastră, cu toată dragostea noastră. Cu aceste gânduri adaug. Suntem o delegație de la Cluj-Napoca. Dinpreună cu mine este Părintele Arhidiacon Dan Vâscu, directorul de la Radio Renașterea. Dumneavoastră aveți Trinitasul aici, în Mitropolia Clujului avem Radio Renașterea. Dumnealui este directorul de la Radio Renașterea. Deci am venit la dumneavoastră, am venit
pentru că v-am adus un dar duhovnicesc vreme de o săptămână, dumneavoastră ați putut să vă închinați la icoana Maicii Domnului, făcătoare de minuni, de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Are o istorie extraordinar de frumoasă. Dar cel mai important, dragii mei, această icoană și sora ei de la Nicula, pentru că ele au fost pictate de același autor, de un preot, dintr-un sat de lângă Nicula, preotul Luca din Iclod, aceste două icoane au plâns. Au plâns și au plâns de mai multe ori. Această icoană a plâns de două ori. Pentru ce a plâns Maica Domnului? Pentru că noi, creștinii ardeleni, în vremea aceea când aceste două icoane au plâns, eram sub ocupație străină și ne-au obligat să trecem și la o credință străină și strâmbă, fără știrea noastră. S-au făcut documente, să știți, și noi eram uniți cu Biserica Romei fără să știm. Ne-am trezit greco-catolici pe acte și noi am rămas tot ortodoxi. Cine ne-a deschis ochii? Ochii cu lacrimi ai Maicii Domnului, de la Nicula și de la Ilișua, unde a fost ea prima dată această icoană și acum vă ziceam că este la Catedrala noastră Mitropolitană din Cluj-Napoca. Așadar, vedeți dumneavoastră, asemenea Sfântului Ierar Nicolae, Maica Domnului este îndreptătoare a credinței. Și ce să mai spun de chipul blândeților? Păi Maica Domnului, prin definiție, în calitatea ei de mamă, vedeți cât de gingaș își poartă în brațe pe fiul ei cel iubit. Maica Domnului este cu adevărat chipul blândeților. Și dacă vă uitați foarte atent la această icoană, descoperiți aceste calități ale Maicii Domnului, care stă de veche și care ne îmbrățișează în dragoste. V-am dăruit-o o săptămână, astăzi o luăm și o ducem acasă. Pentru că ea ne lipsește în Catedrala din Cluj. Dumneavoastră astăzi ați venit la hram. Să știți că asemenea hram la noi, Catedrala din Cluj, este în fiecare zi. Prin Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca trec sute și mii de oameni în fiecare zi care se închină la această icoană făcătoare de minuni. Și pot să vă dau și acest amănunt. Am văzut că v-ați împărtășit mai mulți astăzi și bine ați făcut că a fost hram. La Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, și vreau să vă fac geloși de această dată, și pe dumneavoastră, și pe părinții dumneavoastră duhovnicești, în fiecare zi se împărtășește din două potire. În fiecare zi. Miercurea și vinerea din trei potire. Duminica și în sărbători din cinci potire. Și toți aceia sunt spovediți și pregătiți pentru Sfintele Taine, pentru că noi, preoții Catedralei, stăm la dispoziția credincioșilor noștri. Așadar, vă fac geloși pozitiv, ca și dumneavoastră să vă pregătiți și să vă apropiați adesea de Sfântul Altar. Salut prezența părinților Gavril și Nectarie din Grecia, care au adus moaștele Sfântului Ioan Botezătorul. M-am bucurat de împreună slujire și de acest dar duhovnicesc, de asemenea, care înseamnă mult pentru biserica noastră și pentru dumneavoastră, credincioșii. Mulțumesc părintelui Viorel că a fost foarte atent cu noi și cu foarte multă bunăvoință. Noi nu ne-am cunoscut până acum, dar vedeți cum ne adună Dumnezeu ca să ne cunoaștem și să ne împărtășim unii altora experiența noastră și dragostea noastră. Este important, dragii mei, să păstrăm legătura cu frații noștri de peste munți. Dumneavoastră să veniți la noi, noi să venim la dumneavoastră. Este important, așa se păstrează dragostea românului, dacă ne cercetăm unul pe celălalt. Știți dumneavoastră acea istorioară duhovnicească, este vorba despre călugări, dar este valabilă și pentru noi toți. Zice, atunci va veni sfârșitul lumii, când va crește
bălării pe cărările dintre chilii. Atunci când n-o să ne mai putem întâlni unul cu celălaltul, se va sfârși lumea. De ce? Pentru că acela este iadul, dragii mei. În iad, oamenii nu se văd unul pe celălalt. Nu se pot bucura unul de celălalt. Se aud, dar ce aud? Vaetele celorlalți care îngrozesc și îți fac iadul mai adânc, mai înfricoșător. De aceea, atunci când o să trăim cu adevărat iadul pe pământ, se va sfârși lumea. Însă noi ne dorim să nu crească niciodată bălării între țara românească, Moldova și Transilvania noastră. Acum noi, transilvanienii, suntem mai răniți, pentru că acolo sunt mai multe credințe religioase, acolo sunt mai multe vrășmășii, dumneavoastră sunteți aici mai bogați. Aveți o biserică majoritară și o biserică de plină. Vă felicit pentru acest lucru. Vă mulțumesc, Părintele Viorel, pentru șansa de a fi astăzi aici, de a sluji împreună, de a mă adresa credincioșilor din tot sufletul. Și le mulțumesc și celorlalți părinți din preună slujitori, celor care au cântat la strană și, bineînțeles, dumneavoastră tuturor. N-am să pot să o fac, dar măcar declarativ vă îmbrățișez în dragoste. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.